Avea nunta plănuită, dar pandemia a dat totul peste cap. Cristian Daminuță spune exact ce schimbări a făcut când are loc marele eveniment. Vedem chiar acum. Cum merg pregătirile pentru nunta? Foarte bine. Momentan soția mea este la Timișoara cu copilul. Eu am ales să fiu alături de bunul meu prieten Bruno și scumpul lui copil Vladimir. Mă bucur că suntem cu toți aici în acest eveniment foarte important. Sper să-i dea Dumnezeu sănătate și să fie fericit. Te-am văzut în fotografii pe site-urile de socializare, foarte, foarte atașat și tu de cel mic. Aș vrea să întreb cum ești tu ca tată, cât de implicat ești? Da, așa este. În primul rând sunt foarte implicat pentru că mi-am dorit foarte mult acest copil, după cum bine știți, m-am tot repetat înainte să devin tătic. Iar acum, după ce Dumnezeu mi-a dat această minune în viața mea, vă dați seama că sunt foarte fericit și îmi iubesc foarte mult copilul. Cât ești implicat? A ajuns, nu știu, pe soția ta în tot ceea ce înseamnă copil sau doar așa când ne jucăm, când îl scoatem afară? Spun foarte sincer, din prima clipă în care mi-am ținut copilul în brațe până ieri, înainte să ajung la București, am fost mai mult decât implicat, pentru că de la a schimba scutece până la a-i da să mănânce, a-l pune să doarmă, îl scot în oraș la plimbare, sunt implicat 200%, pot să spun. Te întrebam adineauri despre pregătirile pentru nuntă. Voi vă doreați cumva ca anul acesta să fie nunta? Nu s-a putut din pricina situației în care ne aflăm și ați amânat-o pentru 19 iulie la anul. Da, noi din păcate trebuia să avem nunta în 19 iunie, dat fiind acest virus blestemat de care speră din tot sufletul să scăpăm cât mai curând, pentru că ne-a omorât un an jumate. Momentan, până nu vom ști clar cu exactitate ce se întâmplă, vine valul 4, nu vine valul 4, pentru că n-aș vrea să fac un eveniment la care să participe, eu știu, un anumit număr de persoane. Aș vrea să fac ceva foarte, foarte, un eveniment foarte mare, pentru că, vă dați seama, avem foarte mulți prieteni, foarte multe cunoștințe și ne-ar face o deosebită plăcere să fie alături de noi. Adică n-ați început să comparați rochița, costumul, locația care... Noi am avut totul stabilit, inclusiv rochia, inclusiv hăinuțele copilului, costumele mele, doar că, după cum bine știți și voi, nu vedeți, ba, avem voie până la 2 noaptea, ba, până la 12, acum din ce citim pe internet și auzim în jurul nostru, s-ar putea să vină valul 4, lucru pe care, sincer să vă spun, sper din tot sufletul să se termine, adică să scăpăm odată pentru totdeauna, pentru că vedeți și voi ce înseamnă să ai restricții, să nu poți să te bucuri de viață. Și ce mi-a atras mie atenția? Ai spus costumele mele. Vei purta mai multe ținute? Da, voi avea mai exact 3 costume, pentru că, vă dați seama, am luat în calcul și faptul că este foarte cald. În afara faptului că voi fi copleșit de emoții, mă gândesc că voi fi nevoit să mă schimb foarte des, ca să zic așa. Și nu de 2 ori, ci de 3 ori. De câte ori este nevoie pentru a fi la cel mai înalt nivel.